Locuitorii din Slașoma au o piață nouă pe care și-au dorit-o. Primarul comunei Pădina, Sorin Zimța, susținut de președintele Consiliului Județean Mehedințeala din Georgescu, a reușit să le facă locuitorilor comunei o piață pentru a-și face cumpărăturile în satul lor, fără a mai fi nevoit să meargă în comunele învecinate. Investiții ample au fost realizate în comuna Pădina, sat Slașoma, de primarul Sorin Zimța, cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți prin președintele Aladin Georgescu, dar și instituția prefecturii prin Alin Isuf. Acesta a ascultat doleanțele cetățenilor și a reușit să le facă locuitorilor comunei o piață pentru a-și face cumpărăturile în satul lor. Avem lângă noi sprijinul și ajutorul cu care fără dânsii nu puteam să realizăm și în comună și în satul nostru un stadion, piața, bazinul de apă, asfaltul. Acum ne vin banii și pentru uliță, să facem și ulițele și pentru sprijinul acordat, le mulțumim domnului prefect, domnul președinte Aladin. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, îl felicită pe primarul Sorin Zimța pentru faptul că este atent la necesitățile oamenilor și îl asigură de tot sprijinul instituției pe care o reprezintă. PSD-ul a fost lângă comuna dumneavoastră și când a fost domnul Boceanu primar și acum de când este domnul Zimța primar. Da? Am fost și vom fi în continuare. Și ce se realizează în comuna asta? Se realizează cu sprijinul Consiliului Județean, al PSD-ului, al meu, al prefecturii, că de asta este și prefectul aici lângă noi și al colegilor care ne reprezintă și în guvern. Piața a fost amenajată de primăria comunei Pădina, în centrul satului, și a fost deschisă weekendul acesta. Aleile au fost betonate, iar spațiile de depozitare și expunerea mărfii oferă condiții decente pentru comercianți și cumpărători. Satul ăsta a fost comună și n-a existat piață. N-a existat stadion. Eu sunt foarte mulțumit. Păi dacă n-am văzut așa ceva de când sunt eu, așa, în cel mai scurt timp posibil. Cetățenii sunt extrem de mulțumiți de toate investițiile realizate, nemai fi nevoie să meargă în comunele învecinate pentru a face piața. În satele din județul Mehedinți, nivelul de trai este unul din ce în ce mai ridicat. Investițiile realizate și aici, vorbind de infrastructura rutieră, de sănătate, de învățământ, fiind la standarde europene și asta datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.